Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA 5 cu modurile. Bine, din câte puteți vedea și din titlu, astăzi vom tuna această minunată Toyota Supra și o vom face ca a lui Gaju Kid Garage, cum am făcut și episodul trecut cu BMW-ul lui, care a ieșit super super tare, are cred că aproape 80.000 de vizualizări, ceea ce e super super tare și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru suportul acordat și așa că și aprecia foarte mult dacă ați apăsat pe butonul de like și la acest episod. Bun, deci avem modul acesta cu Toyota Supra, nu o putem tuna sau ceva, dar o putem face asemănătoare cu mașina lui. Oricum arată foarte foarte mișto mașina asta. Și da, dacă mai aveți idei de mașini pe care vreți să le tunăm, spuneți-le în comentarii, iar eu o să mă uit peste ele și care îmi place o să facem. Bun, hai să vedem, am ajuns la Los Santos Customs, deci punem armură. Uăleu, mi-a căzut lampa, ce m-am speriat. Punem bumper, nu putem pune, engine, punem fenders, nu punem horn, nu punem. Așa, bun, neoane, el nu are plate, punem yellow on black pentru că arată mișto. Primary color, bun, hai să vedem. Culoarea era bună, dar vreau un metalic, hai să vedem ce putem pune. L-are mașina destul de gri, așa, știi? Deci putem pune ori culoarea asta, care arată foarte, foarte mișto, sau culoarea asta, care e aproape ce aveam înainte, doar că asta e mai metalică și mai lucioasă, sau silver așa. Nu știu ce să punem, cred că o să... Cred că o să o fac așa, silver de tot. Așa, că arată foarte tare. Hai să vedem, spoiler. Am înțeles, asta e, da, ok, nu punem spoiler. Suspensie, ok. Transmisie, bun, turbo, da. Wheels, aici e foarte, foarte important. Hai să vedem, wheel type. Vreau sport. Bun, știu că erau niște roți aici care mergeau. Astea, cred. Sau... astea, deci astea. Sau astea. Hai să le punem pe astea așa în... Stai, astea sunt 6 spițe. Și cealaltă cred că era în 5. Nu, ne trebuie în 5 spițe. 3, nu. Tot. Hai să punem End of V1 și asta e. El are roțile roșii, așa, mamă, cât de mișto arată. Tire, tire design nu punem, chiar dacă arată destul de drăguț. Și punem Black Tire Smoke pentru că arată foarte interesant. Și punem Dark Smoke la geamuri. Și cam asta este mașina lui. Bun, doar că și ca în episodul trecut, stai să aprindem farurile, așa, frumos. Bun, deci și ca în episodul trecut avem acel mod cu suspensii și putem face mașina mult mai joasă. Uite așa, gen low rider. Uitați-vă cât de mișto e așa. Și așa cred că putem să facem și niște drifturi cu ea. Dar nu prea putem merge așa pe stradă pentru că facem drifturi. Hai să o ridicăm puțin. Atât. Bă, chiar, hai să încercăm să facem niște drifturi cu mașina asta, să vedem dacă o să ne iasă ceva. Eu zic că are și destul de mișto. Să încercăm să facem niște drifturi pe la port pe acolo sau cum îi zicem. Wow, 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 wow. Nu știu, deci mașina asta îmi place super, super mult. Toyota Supra e prea genială. Wow, 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 ușor, mă. Wow, ce conduc toți așa. Ce căcat aveți. Bă, uite-l, mă, cu aici și pe ăsta. Uite-l și pe ăsta, mă, bă. Nu, uite-l, bă, bă, frate, și pe ăsta, mă. Toți se bagă, băi, nu înțeleg, deci nu înțeleg ce cu oamenii din ziua de azi. Pe GTA zic, toți se bagă în fața mea, frate. Mă rog, cu fața asta, na, ce să faci? Ia uite, futu-s copacul, mătii. Bun, deci am ajuns aici la porturile astea. Hai să încercăm să facem niște drifturi, nu zic o să ne iasă, adică nu pămâni nimic. Deci trebuie să faci, oh, nu chiar atât de joasă. Facem mașina destul de joasă ca să putem face drifturi. Bun, hai să vedem.
Da, nu prea ne-am ieșit, mai jos. Hai, mai încercăm încă o dată, încercăm aici. Am pierdut, da. Bun, hai să luăm curba asta bine. Prima curbă care ne-a ieșit, respect. Bun, hai să mai încercăm încă una. Da, asta nu prea ne-a ieșit. Băi, nu prea mă pricep la drifturi, știi, în GTA 5. Mai ales că n-am niciun mod de drift. Da, bun. Bun, deci hai să vedem, luăm viteză, facem așa. Nu ne iese, frate, nu ne iese, o să încercăm o altă dată pentru că chiar nu ne iese și mă enervez degeaba. Încerc așa să mă învârt cu mașina asta de o grămadă de timp și nu îmi iese de nici o culoare. Bun, deci cam asta a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel ton de like să vedem câte like-uri putem strânge la acest episod. Și da, eu am fost Gam, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!